De exemplu, când îți cunoști viitorii socri, sau să nu zicem viitorii socri, dar te cunoști cu părinții alesului. Potențial. Potențial socri, sau cu potențiali cumnați. Și tu simți din start că ei nu te plac. Adică vezi, au un comportament nerespectuos, ei îți demonstrează că nu ești pe placul lor, ei nu sunt de acord cu alegerea fiului sau fiicei. Ce faci în acest moment? Continuați relația, cu gândul că mă vor înghiți sau o întrerupeți ca să nu vă chinuiți nici voi, nici ei să nu-ți cu tine și să nu-ți pui partenerul uh, la alegere, sau eu sau ei. Eu cunosc cazuri din ambele situații pe care le-ai prezentat. Dacă mă întreb pe mine, eu aș continua, dar și răbdarea aceasta are o limită, știi.